συγκρουσίες στις κατάφορες του Καντικούζη. Acum nu înțeleg care e brandul Turzii. Balonul ăsta sau casa de cultură din spate? Da, locul e foarte bine ales. Pleacă din Ghencea, asta o fi logo-ul. Pardon, descoperă orașul Salinei. Îți vine să pici pe spate. Se lansează brandul Turzii. Oare câte branduri ar trebui ca să dispară chestia asta în care s-a investit o groază de bani? Au început să dispară din uși care se pot lua de monta să duc, dispar, nu le vede nimeni că sunt mici. Uite, una, două, trei uși deja au dispărut. E, acum pot să vă prezint brandul Turzii. Descoperiți orașul Salinei din Casa de Cultură. A fost montat în așa fel încât să eclipseze monumentul revoluționarilor. Pardon, celor care au murit în revoluție, că revoluționarii sunt ăștia care umflă 10 de milioane lunar ca privilegii. Hai să nu intrăm în subiectul ăsta. Descoperă orașul Salinei. E o chestie umflată. Să sperăm că nu se sparge. Tot în brandul Turzii intră și permanentele lucrări de peste tot, care se lasă cu conducte uitate, cu gropi făcute ca să se astupe cândva. Cu ronduri de flori semi-preparate, ca la gospodina. Asta e turda noastră.